Majoritatea producătorilor agricoli nu au culturile asigurate, așa se face că de fiecare dată când sunt fenomene meteo extreme, pierderile suferite sunt foarte mari și greu de recuperat. Așa s-a întâmplat și luna trecută când culturile gorjenilor au fost distruse ba de brumă, ba de ploaie. Da, am avut la nivelul județului Gorj, am avut două fenomene meteorologice nefavorabile. Practic este vorba de căderi de grindină de dimensiuni mai mari, urmate de precipitații abundente, deci cantități foarte mari de precipitații într-un timp foarte scurt, și am avut localități afectate aici, Stejarul și Dănciuleștiu. La Stejar, din urma grindinei, a fost dimensiuni mai mari și a apei, eu am spus, în cantități foarte mari, apa a venit de pe versanți, de scurgeri și s-au dus pe culturile oamenilor, producând inundații. Am acolo, la Stejar, am avut 100 de hectare, 85 de hectare porumb și 15 hectare cu grâu. Imediat la două zile am avut alt fenomen din cauza precipitațiilor abundente, fiind cod galben, la Samarinești, unde în fiecare an am avut evenimente, din păcate n-am scăpat nici anul ăsta. Cu toate că vremea joacă un rol decisiv asupra culturilor, marea majoritate a gorjenilor preferă să lase munca agricolă în grija Domnului. De câțiva ani buni, asigurările de cultură agricolă, asigurarea rodului, viilor, livezilor, este o asigurare ocolită de românii din Gorj. Deci, practic, portofoliul nostru de asigurări agricole este tinde asimptotic spre zero, că, eu știu, lipsă de preocupare pentru a se proteja în situațiile în care, știm și noi foarte bine, anul ăsta am avut grindină, am avut ploi torențiale de scurtă durată și de mare intensitate. Deci am avut o groază de fenomene atmosferice care au deteriorat, care au dus la eu știu, desfințarea practic a unor culturi întregi. Din punctul ăsta de vedere, n-am înțeles niciodată, spuneam la un moment dat că românii sunt gorjenii în special sunt fataliști. Asigurarea agricolă poate fi un real ajutor financiar în cazul producerii acestor calamități. Prețurile pornesc de la 25 de lei pe hectar și se calculează în funcție de cultură și suprafață.